Vorbiți-ne puțin despre nesimțirea duhovnicească. Nesimțirea duhovnicească poate să fie un răspuns la prima sau una din primele întrebări, când a zis: ce este moartea? De care moarte ne-a izbăvit Hristos? Cadavrul este nesimțitor. Așa și când Duhul nostru este nesimțitor la cele ale Harului, în măsura aia suntem morți. Și de această moarte ne-a izbăvit Hristos, că nu ținând preceptele legii putem învia din nesimțire într-o simțire, ci, cum zice Sfântul Pavel, prin credința propovăduirii, auzind cuvântul propovăduirii, bunei vestiri a împărăției, dacă cuvântul ăla este vrednic sau poate chiar nevrednic fiind, dacă Dumnezeu binevoiește prin el să însufle vreun suflet sau mai multe, însuflarea pe care o primim este un început de înviere. Întorcându-ne către biserică, dacă începem să vedem lucrarea și puterea tainelor, de multe ori prin spovedanie, prin împărtășanie, când vezi, când trăiești pe viu, pe pielea ta, curățirea, învierea pe care trăiești, începi din ce în ce mai mult, și asta ar fi cultura filocalică, să devii din ce în ce mai simțitor. Astăzi simți câteva, mâine în principiu ar trebui să simți mai multe. Paradoxal, noi trecem printr-o primă fază a învierii, printr-o a doua fază pe care Părintele Sofronie o numea a Harului, dar această doua perioadă este o perioadă în care trăim tocmai pierderea acestei simțiri, ne retrezim așa cum am fost la început, am pierdut însuflarea și înțelegerile pe care le-am avut, și perioada asta a doua a nevoinței noastre este perioada cea mai lungă, dar nici asta nu este o perioadă tragică, adică tragică este, dar nu este menită spre tragedie și nu este cazul să deznădăjduim, ci a doua perioadă în care avem deja experiența vieții, adică a simțirii duhovnicești, în măsura în care, amintindu-ne de experiența Harului, lucrăm pe acele linii, încercăm să trăim credincioși acele experiențe, această a doua perioadă este o călătorie spre a însuși nu numai experiența pe care am primit-o cu acest prim har, dar mult mai mult și mult mai desăvârșit, în sensul că Părintele Sofronie zicea că primul har este ca o mamonă nedreaptă. Ne-a dat Dumnezeu pe nedrept. El știe de ce și cum și cum s-a putut. Ne-a dat o experiență a vieții pe care pe nedrept am primit-o, că nici n-am putut să păstrăm. Dar acum cultivăm ceea ce în a treia fază va fi același har, dar înmulțit, dar îmbogățit, iar de data asta ca însăși firea noastră de neîndepărtat în vecii vecilor. Așa că nesimțirea duhovnicească este acea moarte din care nu paza legii, preceptelor legii ne-a înviat, ci Hristos prin lucrarea Lui și prin puterea pe care a dat-o cuvântului propovăduirii, mai ales după învierea din mormânt, cum vedem în cazul lui Luca și Cleopa, că ardeau inimile lor și a desăvârșit-o cu șederea de-a dreapta Tatălui, și deci acel început de înviere care, trecând prin toate fazele cele mai minunate și cele mai paradoxale, ne duce la învierea finală, care este harul dobândit de noi printr-o viață de multă trudă și răbdare și rugăciune, când acest har va fi însăși firea noastră. Și zicea Părintele Sofronie, firea noastră primă, deși o dobândim cronologic ca a doua, însă calitativ prima noastră fire, de acum, de nestrămutată în veci. Vă rugăm să ne vorbiți despre cele cinci simțuri duhovnicești. Nu știu unde, la care părinți am citit cândva, că în dărătul acestor cinci simțuri trupești sunt cinci simțuri duhovnicești. Și mai ziceam pe undeva că
Așa cum am înțeles că primul simț care se dezvoltă în prunc înainte de naștere este auzul și că prin auz fătul din pântecele maicii se obișnuiește să deslușească glasul tatălui, al mamei, al altora și când se naște îi recunoaște după auz, așa și în viața, în cultura filocalică, ca să rămânem în temă, ascultarea este nu o disciplină cum este în armată sau în orice instituție omenească, ci este cu precădere cultivarea acestui auz duhovnicesc. În ascultare noi căutăm voia lui Dumnezeu. Dacă vreți, căutăm glasul bunului păstor, ca să luăm capitolul 10 din Evanghelia Sfântului Ioan, unde spune Mântuitorul că oile mele glasul meu aud și urmează mie. Deci ne învățăm să auzim glasul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, prin toată lucrarea duhovniciei. Deci ascultarea trebuie să devină o taină a bisericii, să nu reducem tainele bisericii la 7, fie că cele 7 sunt de căpătâi, dar și ascultarea și multe alte elemente, orice legătură între Dumnezeu și om, sau să zicem între om și Dumnezeu, nu știu, dar orice legătură între Dumnezeu și om este o taină și ascultarea trebuie să fie la nivel de taină, unde omul urmează glasul bunului păstor, glasul care la început ne-a zis, dar din pomul acela nu veți mânca, fiindcă atunci când veți mânca, cu siguranță veți muri. Și să ascultăm glasul ăla până când El ne va îngădui, dacă e cazul să mâncăm din acel pom, fiindcă ni s-a copt înțelegerea, sau unde ne va duce. La fel și cu vederea. Avem multe pilde de părinți moderni, acum Părintele Porfirie, toate cărțile care s-au scris și tradus în română vorbesc de vederea lui duhovnicească și el ne arată mai desăvârșit decât mulți alți sfinți moderni cum vederea asta e o realitate. În ultima fază vieții lui, orbise din cauza cancerului, dar el totuși vedea și mult mai desăvârșit decât poți vedea prin ochiul și nervul optic și toate astea. Sfântul Siloan zice că harul se deslușește prin gust. Simți gustul prezenței lui Dumnezeu și gustul vrăjmașului. Prin experiență, dacă ai avut experiență de harul lui Dumnezeu și de înșelăciunea diabolică, acum deslușești prin gust. Iar gustul e foarte aproape de miros. Există un miros al harului și un miros al vrăjmașului. Mai există și un pipăit. Când simți prezența lui Dumnezeu, ce înseamnă că simți? Oare nu ăsta este un pipăit duhovnicesc? Deci, în câteva cuvinte putem vorbi de cele 5 simțuri duhovnicești, astea trebuie să se dezvolte cât mai mult înainte de experiența mormântului sau înainte de sfârșitul vieții noastre pe pământ, în orice fel va fi, ca așa cum la naștere, ca prunc, am fost destul de desăvârșiți ca făt în pântecele maicii ca să supraviețuim aici, ba și să creștem și să ne dezvoltăm, așa și ceva se va întâmpla după moarte. Părintele Sofronie spunea, pocăința noastră nu se poate termina pe pământul ăsta, că pocăința, adaug eu departe, de a fi doar un moment foarte parțial de o întoarcere morală, de la imoralitate la moralitate sau așa ceva. Pocăința este dinamica vieții veșnice care lucrează în noi și spune Părintele Sofronie, sfârșitul pocăinței este când am ajuns la deplinătatea vieții dumnezeiești în noi, măsura bărbatului desăvârșit în noi, adică a lui Hristos, desăvârșirii lui Hristos. Ori asta, zice, pe pământ nu se poate împlini numai în veșnicie, deci și în veșnicie va fi o creștere dacă avem destulă desăvârșire pruncească ca să putem în primul rând supraviețui acolo, cum am supraviețuit aici, ca să putem și acolo crește până la desăvârșire, cum va fi aia, vedea vom dea Domnul să o vedem. Și o ultimă întrebare, cum putem afla care este voia lui Dumnezeu cu noi atunci când ne aflăm la o cotitură în viață?
se leagă de o întrebare la ultima noastră cuvântare aici împreună, când m-a întrebat cineva ce înseamnă ce am zis eu cândva, că toate încep în nevăzut. Aveam în vedere rugăciunea, deci zic iarăși începem cu Doamne. Oriși unde ești, în orice clipă, la orice cotitură, începi cu Doamne. Și îl întreb pe Dumnezeu și Domnul să călăzească mai departe. Dar voia lui Dumnezeu, hai să luăm linia asta, că multe se pot spune. Dumnezeu nu este pentru om o autoritate exterioară. Ce voiesc eu, în principiu, este Dumnezeu care o voiește în mine. În principiu. Însă, de la cădere încoace, văd o sfâșiere. Pot să voiesc ceva pătimaș, care nu face parte din voia lui Dumnezeu, și cum zice Hristos, cel ce nu adună cu mine risipește. Și ca să nu risc să o iau razna pe o voie care mi se pare bună, verific voința mea, să zicem cu duhovnicul, asta e una din căi, ca să văd dacă e în armonie cu voința lui Dumnezeu, adică dacă e Dumnezeu care voiește în mine, sau dacă este o voință, în paranteză zic, eu vreau drept, eu vreau să trăiesc, asta vrea și Dumnezeu, dar eu nu știu întotdeauna unde să aflu ceea ce voiesc eu și aici se poate întâmpla o dezbinare. Și atunci, eu vreau să trăiesc, dar Doamne, ce vreau eu, mă va duce unde voi afla viața sau este o rătăcire? Știind că în păcatul în care trăim, putem să voim diferit de Dumnezeu și de multe ori o facem, căutăm dacă Dumnezeu binecuvintează ce vreau eu, adică dacă și El voiește. Aici aș vrea să zic un cuvânt despre ce zicem tăierea voii. Se trăiește adesea foarte greșit lucrul ăsta, ori la nivel disciplinar, ori la o adică, la nivel sinucigaș. Nu voia mea trebuie să o tai, ca să ar fi un fel de sinucidere. Voia mea pătimașă trebuie să o tai. Ce este patima? Așa cum buba cancerului face parte din trupul meu, dar nu este trupul meu, așa și patima, deși face parte integrantă din ființa mea, în realitatea dumnezeiască nu este. Paia trebuie să o tăiem cu bisturiu. Acum întrebarea zice, cum putem ști? Este imposibil să se răspundă în amănunt, fiindcă de fiecare dată, în fiecare viață, în fiecare împrejurare, este o altă experiență. Dar sunt niște lucruri comune tuturor experiențelor. Să luăm momentul de după. Când ai hotărât hotărârea cea dreaptă, dacă este de la Dumnezeu, întotdeauna vine ca o lumină, ca o ușurare. Poate ai trecut un prag greu de trecut, o frică, poate chiar o teroare oarecare, dar trecând, cum zicea și Părinte Sofronie, focul în care a intrat în loc să te ardă și să te mistuie, te răcorește, că asta e caracteristica focului mistuitor care este Dumnezeu, te răcorește și simți că ăsta este adevărul, simți că te-ai împlinit, simți că asta este, nu știu, sunt multe posibile mărturii ale alegerii drepte care vin pe liniile alea, hai să luăm, cred, de la Galateni, că cele ale Dumnezeu sunt pace, dragoste, bucurie, îndelungă răbdare, așa. Toate sau multe dintre astea sau lumea acestor lucruri începe să fie prezentă în tine. Problema care cred că este de unde izvorăște întrebarea este cum să fac să ajung acolo, să găsesc calea cea bună, mai ales dacă mă angajez pe căi de unde nu o să fie întoarcere. Și aici zic așa, iarăși, formulă nu există, dar ceva mult mai presus și mai prețios decât o formulă este iarăși acest Doamne și zic așa, roagă-te lui Dumnezeu în multe feluri și în toate împrejurările vieții tale, ori în singurătatea ta, ori în slujbele bisericești, profiți de rugăciunea celor care te înconjoară ca să îți iei avânt. Și când simți momentul, una din căi este asta clasică, când simți că a venit momentul, du-te la duhovnic și du-te cu rugăciunea asta.
când te duci la duhovnic, ca să afli voia lui Dumnezeu, să nu te desparți de legătura cu Dumnezeu ca să vorbești cu duhovnic ca cu un om. Și aici zice, atenție nouă duhovnicilor, nici noi să nu dăm un cuvânt din înțelepciunea noastră sau înțelegerea sau din educația noastră teologică sau nici măcar din experiența vieții noastre la o adică, să facem tabula rasa de toate astea, adică să le dăm total la o parte ca să aflăm în rugăciune voia lui Dumnezeu pentru om. Asta e o mare cultură, dar cum zice Sfântul Siloan, dacă nu începem să o facem, apropo, nu numai noi duhovnicii, ci toți, ca să aflăm voia lui Dumnezeu, nu o să ajungem niciodată să o însușim. Deci noi duhovnici trebuie să căutăm nu cuvânt de la mine, ci cuvântul dumnezeiesc pentru acest suflet, care uneori poate să ni se pară paradoxal la început, și Domnul să ne dea să-l deslușim. Iar tu, cel care cauți, și tu faci tabula rasa, mături total tot ce știi, ce ai învățat, ce ești, și aici este un fel de tăiere a voii, ca să lași loc acelui glas, amintiți-vă de Sfântul proroc Ilie, când s-a dus să se întâlnească cu Dumnezeu. Întâi a fost un vânt mare, zicem noi uragan. Nu uitați că vânt și duh se confundă în graiul ebraic și în greacă de multe ori. Nu că se confundă, dar e același cuvânt. Deci acel vânt era un oarecare duh care sfărâma stâncile, care zguduia munții. Iar nu în vânt, nu în duhul ăla era Dumnezeu. După vânt, un cutremur. Vai ce impresionează pe om cutremurul, dar nu un cutremur era Dumnezeu. Și prorocul, proroc fiind, nu s-a cutremurat de cutremur și nu s-a lăsat intimidat de acel duh și de toată urăgăneala lui. Și după cutremur, un foc, dar nici în foc nu era Dumnezeu. Iar după foc, adiere de glas subțire. Și în glasul ăla era Dumnezeu. Și atunci s-a cutremurat prorocul. Și atunci și-a acoperit fața ca hieruvimii din cer și a ieșit la intrarea peșterii ca să se întâlnească cu Dumnezeu cel atotputernic, care a grăit prorocului în adiere de glas subțire. Noi, tăierea voi, este să dăm la o parte uraganele, cutremurile și focurile voinții noastre pătimașe care bântuie, care urlă, care fac toate gălăgia asta, ca să putem auzi adierea de glas subțire, care este semnul celui atotputernic, care adierea de glas subțire vine cu căldură, cu duioșie, cu smerenie, cu tot ce însoțește dragostea lui Dumnezeu pentru făptura lui iubită. Și atunci, în legătură cu Dumnezeu, conștient sau chiar rugându-te la același Doamne, te duci la duhovnic când simți că a venit vremea și ceri lui Dumnezeu ca duhovnicul să nu vorbească cuvânt omenesc ca om, ci Domnul să-ți vorbească prin el. Și atunci, dacă asta ceri lui Dumnezeu, pregătește-te să primești primul cuvânt al duhovnicului. Și această noțiune de prim cuvânt, ba chiar de prim gând, cum zicea Sfântul Serafim, că primea primul gând care venea ca de la Dumnezeu, asta este toată cultura filocalică, aprinde acel prim cuvânt. Deci, tu dacă vrei voia lui Dumnezeu, roagă-te și roagă-te, continuând să te rogi lui Doamne, te duci la duhovnic și îi ceri, îi spui în câteva cuvinte problema, esențial, nu intra în multe amănunte, și așteaptă cuvântul pe care îl ceri încă de la Dumnezeu. Așa cum la telefon nu cu aparatul vorbești pe care îl ții în mână, ci cu altcineva de la capătul celălalt al firului, și aici așteaptă de la Dumnezeu. Și când duhovnicul îți spune cuvântul, iar tu, duhovnicule, să te rogi, ca nu prin neștiința sau nebăgarea ta de seamă să piară un suflet pentru care Hristos și-a dat sângele pe cruce. Deci să te rogi și fie ca Domnul să ne auză cuvintele astea ca rugăciune și să lucreze în noi. Și tu, cel care ceri, fii cu cea mai mare luare aminte la primul cuvânt. Și să știi că Dumnezeu nu este o formulă
sau un adevăr obiectiv, un obiect, ci este o persoană care, dacă el știe că tu vei prinde primul cuvânt și îl vei ține, ți-l va da. Câteodată această taină o trăim ca un fel de kamikazism, fiindcă parcă ne aruncăm într-un hău. Nu te turbura și Domnul să te întărească. Cultivă, adică pregătește-te să primești acel prim cuvânt și îți spun lucrul ăsta. Nu-l discuta cu duhovnicul, nu numai nu te împotrivi, nu-l discuta, că ăsta e cuvântul tău. Este un dialog tainic între tine și Dumnezeu și nu duhovnicul tău îl va înțelege în principiu, tu îl vei înțelege, e numai pentru tine. Ia-l și zi duhovnicului, blagosloviți părinte, și du-te și încearcă să-l trăiești. Chit că vii a doua oară la duhovnic cândva și zici că nu l-ai înțeles sau cine știe ce, dar important ca primul lucru pe care îl faci este să încerci să-l trăiești sub o formă sau alta, fiindcă ăsta e cuvântul tău și ori îl înțelegi într-o măsură, ori îl vei înțelege făcându-l în principiu. Încă un chip al ascultării este cei 10 leproși care au primit un cuvânt care în sine nu avea niciun sens. Duceți-vă și vă arătați preotului. Dar leproșii se arătau preotului dacă se însănătoșeau ca preotul să-i pronunțe curați și să vină înapoi în societate. Dar leproși fiind, ce puteau să caute la preot? Dar ei, primind fără să discute cuvântul, primul cuvânt al acestui mare făcător de minuni și proroc și cine era acest nazarinean sau ce-or fi știut ei despre Hristos, au primit cuvântul, s-au întors și s-au dus către preot. Făcând acest cuvânt, au intrat în razele energiilor dumnezeiești care, bineînțeles, că imediat i-au vindecat. Și asta este ceva din taina ascultării. Ascultarea ca taină, nu ca disciplină. Ascultarea ca închegarea unei legături între tine personal cu personal Dumnezeu, prin duhovnicul tău. Și așa că dacă vrei, negreșit, să faci o alegere dreaptă într-o răscruce a vieții, încearcă pe calea asta și dacă în altă modalitate decât ce am descris eu acum, îți va răspunde Dumnezeu căutării tale, să știi că esențialul este de a primi voia lui Dumnezeu, pentru care uneori este important să dăm la o parte tot ce știm ca să-L lăsăm pe acest Doamne cu glasul Lui blând, ca o adiere de vânt subțire, să ne poată vorbi și noi să auzim nestingeriți de răcnetele patimilor care vuie în tot felul noi.